Forța Română, bună ziua, bine ați venit să ascultăm imnul de stat. Mulțumesc, luați loc. Conform proiectului Vârsta a treia prioritate pe agenda publică, suntem în ziua a doua a desfășurării activității la acest proiect. Au avut loc activități conduse de doamna Marilena Ionescu și Dana Nicolescu. Mâine, de asemenea, continuă activitatea. În cadrul acestui proiect am avut în cursul zilei de astăzi modul de bună guvernare, stilul de conducere la care au participat ca și ieri de altfel Comitetul Director al Federației de la 12 și 5 până la 14, conducerea Federației la 25 de ani de la înființare, percepția membrilor față de realizările Federației și consultarea acestora în fața provocărilor viitoare. Noi aniversăm 25 de ani de la înființarea Federației. Astăzi, 24 septembrie 2015, sărbătorim a 25-a aniversare a Federației Naționale Omenia a Carpurilor din România. Urmă cu 25 de ani, membrii fondatori au pornit la drum cu o misiune nobilă, alimentată de o dorință puternică de a îmbunătăți calitatea vieții persoanelor vârstnice din România. În contextul datelor actuale și preconizate privind schimbările demografice în România și în Europa, dar și a unui segment din ce în ce mai mare al populației vârstnice care trăiește în sărăcie, misiunea noastră a devenit mai importantă și mai relevantă ca oricând. Iată cum azi ne dedicăm energia, experiența, îndemânarea și pasiunea pentru includerea potențialului vârstei a treia în societatea românească. Pentru noi, îmbătrânirea activă și demnă este motivul nostru de existență. Venim în sprijinul organizațiilor membre și al celor peste 1.400.000 de membri individuali, încercând să fim o voce a celor care au fost amânați, între ghilimele, an de an, pentru un trai decent, nefiind o prioritate în ultimii 25 de ani. În numele acestor persoane tragem astăzi un semnal de alarmă cu privire la problematica vârstnicului în România. Situația critică în care se regăsesc milioane de pensionari. Aproximativ 2,3 milioane de pensionari au pensie mai mică de 800 de lei. Este datoria noastră ca exponent al societății civile și cea mai mare organizație de pensionari reprezentativă la nivel național, de a semnala lipsa unei politici publice coerente și sustenabile. În ultimii decenii, casele de ajutor și bucale pensionare s-au adaptat în permanență pentru a veni în întâmpinarea persoanelor vârstnice, dezvoltând servicii croite pe nevoile reale ale acestora. Acolo unde sunt servicii, sunt și mulți membri. La unele case de ajutor reciproc, raportul între servicii și activitatea de creditare este 4,5 la 1 în favoarea serviciilor. În sensul că un pensionar vine de 4,5 ori la cizmar, la croitor, la frizer să ia o pâine gratuită, la medici, la electrician și așa mai departe, și dacă vine o dată pe lună să plătească o rată sau să facă un împrumut. La 40 de servicii s-au ajuns. Unde sunt multe servicii, sunt și mulți membri.
Eu vă invit pe dumneavoastră să mergeți la case de ajutor și care au mai mulți membri sau mai multe servicii ca să vă convingeți la fața locului, așa cum a făcut Carpul Cugir, care a venit cu o zi înainte împreună cu contabila șefă și au văzut carpul pe care eu îl conduc și domnul Blaga Vistean este aici. Vreau să vă spun că nu știu dacă a coincis sau nu, dar a doua zi sau a treia zi după ce am avut o vizită la primărie unde dumnealui și împreună cu mine ne-am angajat ca acest carp să ajungă în 4-5 ani la 10.000 de membri, după câteva zile, domnul Blaga Vistean, datorită meritelor pe care dumnealui le are și desfășoară în orașul Cugir, a primit o medalie de onoare din partea primăriei. Eu zic să-l felicităm și să auzim cât mai multe lucruri deosebite în acest domeniu. Aș dori ca dumneavoastră, în primul rând, să vă uitați la Omenia TV, că acolo sunt 5 filmulețe în care se spune de activitatea desfășurată de Carp Cugir și întâlnirea noastră cu primarul, în care s-a angajat dumnealui și nu numai dumnealui, ci toți salariații și Consiliul de Conducere al Carpului și Comisia de Cenu și absolut toți, să facă tot ce depinde de ei ca în 4-5 ani să aibă circa 10.000 de membri. Afară de Carpul Cugir, am fost la Casa de Ajutor Reciproc de Credit Teiuș și o să vedeți acolo niște activități ale Car Credit Teiuș cu 7.000 de membri, 7.000 și ceva, au făcut niște lucruri deosebite. Multe activități pe care o să le vedeți dumneavoastră dacă vă uitați la Omenia TV. Am mai vizitat și Car Sebeș, tot din județul Alba, și Carpul Ogna Mureș, de asemenea din Alba, întâlniri cu primarii la fel, nu vă spun mai multe, o să vedeți dumneavoastră reacțiile și dorința de a se face mai mult de către noi, de case de ajutor reciproc, din ajutorarea pensionarilor din localitatea respectivă și din zone limitrofe. În ultimele decenii, casele de ajutor reciproc ale pensionarilor s-au adaptat în permanență de a veni în întâmpinarea persoanelor vârstnice, dezvoltând servicii croite pe nevoile reale ale acestora. Exact ce vă spuneam. E nevoie să avem această așteptare și din partea instituțiilor statului român de a-și respecta angajamentele ca stat membru al Uniunii Europene și de a respecta drepturile tuturor cetățenilor săi. Criza economică-socială din ultimii ani a determinat guvernele, instituții și organizațiile publice sau private, mediul de afaceri și cetățenii să conștientizeze că este nevoie să regândim felul în care societatea noastră funcționează. Aș aminti aici includerea componentei sociale a cea de profit și afaceri. Casele de ajutor reciproc ale pensionarilor și ale salariaților, cooperativele, întreprindere de inserție socială, sunt toate expresia coagulării spiritului antreprenorial motivat de misiunea socială. Legea economiei sociale adoptată recent recunoaște potențialul caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor ca întreprinderi sociale care contribuie la dezvoltarea comunității locale. Cei 25 de ani de la înființarea Federației Naționale România, caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor din România, înseamnă o parte importantă din existența carpurilor, deși multe din acestea au luat ființă după anii 50 ai secolului trecut. Iar rădăcinile acestor carpuri sunt din 1907. Deși importanța socială a carpurilor este unanim recunoscută, în loc să fie sprijinite, în ultimii 2 ani de guvernare PSD, aceste organizații au fost private de drepturi obținute cu greu în întreaga lor existență astfel. Printr-o hotărâre abuzivă susținută de Ministerul Finanțelor, condus de doamna Rovana Plumb, au fost suspendați, iar ulterior excluși din Consiliul Național al Persoanelor Nevârstnice, fiind nevoit să alegem calea rezolvării în instanță. Dacă din guvernările anterioare depozitele colective ale carpului erau garantate, în prezent, prin legile depuse la Senat, prin fondul de garantare a depozitului, schema de garantare a depozitului, acestea nu mai sunt garantate. În caz de aplicare a rezoluției bancare, pot fi confiscate.
Eu aș dori să mulțumesc tuturor partenerilor noștri locali și naționali pentru sprijinul care ne l-ați acordat în deplinirea obiectivelor noastre din ultimii 25 de ani și aș ruga-o pe doamna Dana Nicolescu, care este una din inițiatoarele acestui proiect Vârsta a treia prioritate pe agenda publică, să ne spună câteva cuvinte. Mă numesc Dana Nicolescu și sunt director executiv la Opportunity Associates România, organizație parteneră în acest proiect Vârsta a treia prioritate pe agenda publică, împreună cu Federația dumneavoastră și cu Institutul de Cercetare a Calității Vieții. Este un proiect la care am lucrat vreo 2 ani de zile până l-am obținut. Este din fondurile SEE și norvegiene, care sunt gestionate în România de către Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile. Vreau să vă spun că este o mare victorie câștigarea acestui grant, acestei finanțări nerambursabile, pentru că a fost o competiție la nivel național, câștigată cu multă trudă, ceea ce arată dedicația pe care o are această federație în a obține tot ce se poate pentru dezvoltarea sa și implicit pentru a servi mai bine membrii săi. Proiectul ține să consolideze federația atât ca structură cât și ca activități. În principal, întărirea capacității de advocacy. Știu că inclusiv din comitetul director colegii noastre sunt supărați când folosim aceste englezisme. Din păcate, pentru advocacy nu există un echivalent cu un singur cuvânt. Advocacy înseamnă a pune pe agenda publică problemele celor pe care îi reprezentați. Deci, influențarea politicilor publice. Ceea ce vă spune domnul președinte despre toate aceste eforturi, intrarea în diverse coaliții, astfel încât cei care au decizii să știe de problemele care există la nivel de federație sau la nivel de țară în ce privește problema vârstnicului. Deci, proiectul își dorește să vă ajute să influențați mai bine aceste politici publice, lucru de care se ocupă ca instruire și asistență Institutul de Cercetare a Calității Vieții, iar organizația mea se ocupă de partea de întărirea capacității de management. Este a doua instruire. Aici este ziua în care luăm pulsul, în care dumneavoastră puteți să discutați cu comitetul director și să le spuneți mai bine ce vă doriți de la ei și ne bucurăm că am reușit să facem acest lucru la instruirea de bună guvernare, deci de a conduce mai bine. La a doua întâlnire, deci suntem la a cincea zi de când lucrăm primul modul 3 zile, acum încă 3 zile, pot să spun că sunt absolut impresionată de seriozitatea cu care lucrează Federația, de materialele pe care a reușit să le elaboreze și care vă sunt destinate dumneavoastră. Lucrez de 25 de ani, de 20 în România și înainte de asta în Anglia și am văzut foarte puține organizații care să atingă nivelul dumneavoastră de organizare, nu numai în România, ci și în străinătate. Deci, cred că sunteți o organizație unică, lucru pe care la nivel european l-au recunoscut foarte mulți. Sunteți unică pentru că sunteți atât de veche, nu vorbim de 25 de ani, vorbim de o istorie pe care o aveți în spate, istoria carpurilor. Și acest lucru a lăsat urme și semne pozitive. Deci, încă o dată, cred că pentru un consultant poate să fie deprimant să meargă la o organizație și să vadă că nu prea are ce să facă, dar întotdeauna găsim lucruri pe care le putem îmbunătăți și felicit toți membrii comitetului director pentru angajamentul care l-au față de misiunea ce și-au asumat-o și de calitatea produselor și serviciilor pe care doresc să și le îmbunătățească. Dacă vreau ca lucrurile să meargă la fel,
să mergem în virtutea obișnuinței, nu ar fi făcut acest efort să aplice la aceste fonduri și să le și câștige, fiind printre puținii câștigători din țară. Asta vă arată că aveți niște oameni în care puteți să aveți încredere și care fac tot ce le stă în putere să devină mai buni pentru a vă servi pe dumneavoastră și, în final, beneficiarii finali al tuturor acestor demersuri, pensionarii, persoanele de vârsta a treia, pentru a deveni, într-adevăr, o prioritate pe agenda publică în România. Vă mulțumesc și vă doresc succes și sper să discutați și informal despre ceea ce credeți că trebuie să facă Federația, cum puteți contribui și dumneavoastră la eforturile de sprijinire a vârstnicului în România. Mult succes! Mulțumesc! Noi sărbătorim 25 de ani și aș vrea să spun că această federație a fost înființată acum 25 de ani, de primul președinte a fost Anton Cristică și al doilea Ion Sora Tatu. Și împreună cu 10 case de ajutor reciproc din București și din provincie. După aceea, Federația, știți istoria ei, dar casele de ajutor reciproc au existat din 1907 sau chiar mai de mult, se chemau case de ajutor și mormântare și vor exista în continuare, indiferent de vrerea unor oameni care sunt rebeli și au lipsă de discernământ, că nu poți să le spun așa, că nu poți tu să te trezești la acum și să spui că noi n-am fi case de ajutor reciproc ale pensionarilor, noi asta aveți toată metodologia și toate demersurile făcute, sub motivul că la articolul 4 din lege spune că din casele de ajutor reciproc ale pensionarilor fac parte pensionarii, membrii de familie acestora și beneficiarii de ajutor social. Aceasta a fost din 1926, de la legea Mârzescu. Și a continuat și pe timpul comunismului, cu legea 13 și acum cu legea 540. Și acum, deci zicând așa, domnule, sunt trei categorii. Deci cele două categorii sunt mai multe. Deși noi avem toți peste 90-95% din membrii sunt pensionari. Rog pe cineva de la Libra Bank să spună 5 minute despre această bancă. Să știți că casa de ajutor pe care o conduc eu am depus o parte din bani la Libra Bank datorită dobânzii. Vă rog, aveți cuvântul. Mă numesc Răzvan Ababei, sunt director de sucursală la Libra Internet Bank. Aș vrea în primul rând să vă felicit pentru aniversarea celor 25 de ani. S-au spus aici niște cuvinte foarte importante pentru noi, acelea precum parteneriat, membrii, vechime, experiență și altele. Sunt foarte importante pentru noi pentru că ne dorim să avem o relație de parteneriat cu dumneavoastră. În multe cazuri deci acest lucru se întâmplă. Libra Internet Bank este o bancă mică, de talie, să spunem așa, mică spre mediu în ultima perioadă. Parteneriatele pe care le-am încheiat cu o parte din membrii Federației România au venit ca urmare a creșterii acestei bănci în sprijinirea economiei României. Fiind o bancă locală, neavând o bancă mamă, întotdeauna ne-am bazat pe, să zicem, fondurile interne, da? Deci pe sursele pe care le au persoanele fizice, companiile locale sau cele internaționale cu reprezentare locală în România. Ne-am dorit foarte mult să avem parteneri serioși, atât ca și clienți în creditare, dar și în parteneri în depozite. Federația România este unul dintre acești parteneri. Și de aceea am venit în întâmpinarea dumneavoastră cu o ofertă, să spunem așa, personalizată. Ne adresăm aici atât organizației propriu-zise, deci Federația și CEAR-urile, cât și membrilor dumneavoastră, pensionarii,
Știm că este o situație, să spunem, cumva, nu știu, în schimbare, în sensul că întotdeauna pensionarii au fost percepuți ca oameni poate cu o situație materială mai dificilă, dar noi nu suntem o bancă care își dorește să atragă numai clienți de o anumită categorie. Ne adresăm tuturor categoriilor de clienți. În ziua de astăzi, tehnologia și toate, nu știu, cerințele pieței sunt în continuă mișcare. Pensionarii folosesc cardurile, depozitele, fiecare încearcă să economisească, iar noi încercăm să avem soluții pentru toată lumea. În mare, aceasta este misiunea noastră. O să primiți fiecare de la colega mea, Ana Maria Crăciun, câte o ofertă de care v-am vorbit. Aveți datele noastre de contact, iar pe Verso o să găsiți câteva cuvinte despre Libra Internet Bank. Vă mulțumesc, îl invit pe domnul președinte al Asociației Naționale pentru Protecția Consumatorilor, domnul Sorin Mierlea, pe care îl cunoaște și este prietenul nostru cel mai vechi din afara caselor de ajutor reciproc. Domnul președinte, bună ziua, mulțumesc. Să fac reclamă Librei Bank. Din partea protecției consumatorilor au numericul de reclamații cel mai mic raportat la 1000 de clienți. Pe cealaltă parte, pentru mine este un lucru extraordinar când văd organizații, federații care cu adevărat rezistă, care cu adevărat fac lucruri și chiar dumneavoastră faceți lucruri importante. Pe cealaltă parte, de data aceasta nu vin numai să transmit un mesaj, atât din partea Organizației Naționale și Asociației Naționale de Protecție a Consumatorilor, cât și a Federației Asociațiilor de Consumatori din România. De data asta aș veni și doresc să vin cu o propunere concretă. De-aia văd că sunt printre puținii și sper ca fiecare dintre dumneavoastră, dar mai ales dintre invitați, să-și arboreze insigna. Eu m-am uitat în pungă și am luat insigna și am pus-o la revers și promit că o păstrez mai mult timp. Pe plan global, de exemplu, Crucea Roșie se finanțează dintr-o producție de economie socială. Crucea Roșie, 80% din fondurile pe care le are la nivel global, le au prin fabricile pe care le au și produc căștile de protecție pentru soldații din armatele lumii. Genul acesta de producție de economie socială, genul acesta de mecanisme sociale devin tot mai atractive, devin tot mai sustenabile pentru funcționarea unor activități de tip asociativ, cum sunteți și dumneavoastră. Și proiectele europene sunt bune, și fondurile norvegiene și elvețiene sau ce ori mai fi sunt extraordinare, dar nu au sustenabilitate în timp. Sustenabilitatea în timp este ca prin aceste mecanisme să creăm anumite mecanisme de economie socială. Iar propunerea concretă de data aceasta, după 12 ani de colaborare cu dumneavoastră și la 25 de ani de la înființarea dumneavoastră, am reușit în cadrul unui proiect european să se reînființeze Autoritatea Națională a Persoanelor cu Handicap și există o prevedere obligatorie ca fiecare spațiu public să fie accesibilizat pentru persoane cu dizabilități. Din cadrul multelor dizabilități și problemelor de accesibilizare, noi am creat o fabrică de economie socială cu persoane cu dizabilități în zona județului Brașov pentru a putea fi foarte simplu de distribuit fiind în zona centru al țării. Tot ceea ce înseamnă partea de accesibilizare a spațiilor publice pentru persoanele cu dizabilități de vedere, mai pe înțelesul tuturor, pentru oameni. Și arată fiecare instituție publică, spațiu privat, inclusiv casele de ajutor reciproc și eu am adus niște kituri pentru dumneavoastră să le luați gratuit ca să vă accesibilizați. Începând cu data de 1 iulie, amenda este 60 de milioane de lei pe lună pentru spațiile publice neaccesibilizate în aceste mecanisme. Și tot ceea ce înseamnă semnalistica de la fumatul interzis, intrare, ieșire, tot ce înseamnă această semnalistică este și în format braille pentru persoanele cu dizabilități de vedere. Propunerea noastră concretă este să găsim această formulă. Aici. Să găsim această formulă de colaborare prin care această întreprindere de economie socială nu are atribuții, să spunem, de a face profit, ci de a găsi acest mecanism ca fiecare din reprezentanții dumneavoastră, prin intermediul federației, să găsim acest mecanism, având într-un fel unicitate și exclusivitate, de a comercializa către spațiile publice, private și de stat, către tot ceea ce înseamnă acest mecanism, aceste plăcuțe, această semnalistică, și astfel să putem găsi o sursă de finanțare continuă și bună. Iar al doilea program și proiect,
În 1994 s-a reiterat standardul și tot ceea ce însemna legislația cu privire la construcții. În 1996 s-a legiferat. În 2006 s-a revenit pe acest mecanism și exista, mulți ne aducem aminte, Cartea Tehnică a Construcției. Cartea Tehnică a Construcției, unde trebuiau să fie prevăzute tot ce înseamnă instalații, parte tehnică, parte electrică, gaze, etc. S-a trecut așa într-o desuetitudine, statul nu mai avea prea mult fond locativ, a devenit tot mai mult partea privată, dar legislația a rămas. Comisia Europeană a venit foarte puternic cu acest lucru, datorită faptului că avem și noi foarte multe reclamații cu privire la vânzarea și cumpărarea de imobile pe acest mecanism și am refăcut cartea casei, jurnalul evenimente, în care este obligatoriu de a fi trecut fiecare vizită a celor de la gaze în momentul în care fac verificarea tehnică a centralei termice. Schimbați partea electrică, se pune, nu știu, geam termopan, se schimbă gresia. Toate aceste evaluări trebuie făcute în acest registru, trebuie trecut cine a făcut, cum a făcut, ștampilă, semnătură. Există totodată viza de control a autorităților publice. Începând din toamna aceasta vor începe monitorizările din partea Inspectoratului de Situații de Urgență, Autoritatea Națională de Reglementare a Energiei, pe segmentul celor care au atribuții și vize de la Autoritatea de Reglementare a Energiei, cele pe gaze și pe electrică. Și propunerea este și acest jurnal, care este obligatoriu, este amendă, iar de la 1 ianuarie nu se mai poate face nicio tranzacție de vânzare-cumpărare a unui imobil fără a deține acest jurnal pentru fiecare spațiu care are carte funciară și care este intabulat. Și în această perspectivă, cele două proiecte pe care vi le propun, totodată v-am adus un numeric ca să luați și dumneavoastră să le aveți pentru casele de ajutor reciproc pe care le reprezentați și să fiți în legalitate cu acest mecanism. O să le găsiți la intrare. Eu cred că împreună putem face mai multe și mai bine. Putem cu adevărat să găsim această formulă, să ne autofinanțăm, să ne autosusținem, să creăm acel mecanism de independență. Și închei cu mesajul pe care mi l-au transmis colegii dumneavoastră referitor la o problematică a caselor de ajutor reciproc cu privire la garantare, a Fondului Național de Garantare. Am făcut și noi demersurile către Senat, Camera Deputaților, Guvern, Comisia Europeană. Așteptăm un punct de vedere și de la Comisia Europeană. Vom susține orice inițiativă, orice problemă care este în directă problemă cu dumneavoastră, fiindcă din perspectiva noastră, consumatorul nu are vârstă. Și închei cu ideea că în parteneriatul pe care îl avem, la 25 de ani, vom lansa un număr scurt, 021-9615, gratuit pentru toți membrii carpurilor din România, pentru a procesa toate sesizările acestora, consiliere și consultanță gratuită pentru absolut toți membrii caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor care sunt membri în cadrul federației pentru care astăzi se împlinesc și 25 de ani. Eu cred că împreună cu adevărat putem fi mai puternici și cum am avut noi acea campanie, știi cine sunt eu, sunt cetățean european și am drepturi, degeaba avem drepturi dacă nu le exercităm. Depinde de noi să fim mai activi, să luăm atitudine și să nu mai așteptăm lumină de la Ponta sau de la Băsescu, de la Iohannis sau de la Obama, de la mai știu eu cine sau mai știu. Cred că împreună putem fi cu adevărat o forță, împreună putem să facem lucruri concrete, să nu mai ne plângem că aia nu merge și cealaltă nu merge și cred că la următoarea aniversare, unde sper să ne vedem împreună, la cei 50 de ani de Federația Carpurilor, să la 50 de ani, la 50 de ani. Mai devreme, și mai devreme, dar și la 50 de ani. Să fim împreună, să fim cu adevărat o forță, să însemnăm ceva pentru România, iar în mai sunt doar 3 ani de zile și facem 100 de ani ca stat național, cu adevărat să facem ceva. Noi cu această ocazie vom relansa un proiect care mie mi este foarte drag. Când eram mic, în toate școlile și instituțiile publice erau tablouri, Carpul Boi de Grigorescu, Arcul de Triunf, vedeai niște lucruri, asta nu mai există nimic. Vom reporni punerea de tablouri în școlile din România, în cele 25.000 de școli, în cele 3.250 de primării, în care am făcut o selecție de picturi celebre ale autorilor români, de monumente arhitectonice cu adevărat românești, actori celebri și mai ales, din punctul meu de vedere, Alexandru Ioan Cuza, ca prim apărătorul al drepturilor consumatorilor, fiind cel care a standardizat unitățile de măsură, celebra Ocaua lui Cuza. Eu vă mulțumesc mult și nu uitați, 021-9615. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul președinte Sorin. Să știți că Asociația Carpomenia va fi prima care va implementa aceste programe. O să facem și un filmuleț care o să-l vedeți pe Omenia TV. De asemenea,
documentele pe care noi o să le primim de la Asociația Națională pentru Protecția Consumatorilor. Deci tot ceea ce facem noi o să punem pe filmuleț și o să vă trimitem dumneavoastră documentele. Adică treburile sunt foarte serioase pentru că suntem societăți publice. Și ca societăți publice putem să fim amendați foarte ușor pentru nerespectarea acestor reguli, inclusiv cea cu nevăzătorii. Că el când vine undeva, dacă e condus, să pună mâna... Sunt 300.000 de nevăzători în România. Noi o să luăm legătura și cu Asociația Nevăzătorilor din România. Noi avem mijloacele materiale și financiare să ne deplasăm la casa lui și să-i rezolvăm anumite probleme. Inclusiv servicii sociale. Și putem să facem treaba asta. O rog pe domnișoara Irina Opincaru de la Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile să ia cuvântul. Bună ziua! Îmi face o deosebită plăcere să reprezint astăzi Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile la sărbătoarea uneia dintre organizațiile cu care ne este cel mai drag să colaborăm, în principal în proiectele de economie socială. Vedeți, Federația Carpomenia și Asociația Carpomenia sunt recomandați și promovați peste tot pe unde reușim, ca un exemplu de bună practică, atât în străinătate, cât și în caselor de ajutor reciproc. FDSC se implică și în finanțarea demersurilor de economie socială sau pentru dezvoltarea organizațiilor din România și, cum ați văzut, proiectul Carpomenia este unul dintre cele finanțate de noi. Aș dori să transmit și felicitările și toate gândurile bune din partea doamnei Anfuța Vameșu. Dânsa este cea care, din partea fundației, a lucrat constant și timp de câțiva ani de zile cu Federația Carpomenia și prin dânsa am ajuns și eu în contact cu organizația. Vă mulțumesc! O relație foarte bună avem cu Caritas, din partea Caritasului, domnișoara Maria Crângaș. Mulțumesc frumos! Mulțumesc pentru invitație și ne onorează să fim aici. Stimate domnule președinte, stimați membrii ai Consiliului Director și stimați participanți, cu ocazia acestei vârste frumoase de 25 de ani care s-au întâmplat atât de multe lucruri importante pentru societate, dorim să vă onorăm și să vă oferim o plachetă cu memorativă și să vă dorim încă de 10 ori pe atât și oricât de greu ar fi să ajungem la cei care sunt nevoiași, întotdeauna să fim solidari și să le oferim demnitatea de care au nevoie. Felicitări! Vă mulțumesc! Dați voie să o citesc? Da. Confederația Caritas România, cu ocazia împlinirii a 25 de ani de activitate dedicată construirii unei societăți solidare și demne, Confederația Caritas România urează Federației Naționale România a Caselor de Ajutor Reciproc din România la mulți ani. Vă mulțumesc frumos! Îl rog pe domnul președinte Morariu Ovidiu Viorel, prim vicepreședinte al Federației, este unul dintre cei mai vechi membri ai Federației noastre România, să ia cuvântul. Decanul de vârstă din sală. Încerc un sentiment plin de emoție, pentru că mă găsesc singur din conducerea Federației care mai sunt în viață. Ceilalți colegi, eu sunt de 20 de ani în conducerea Federației, ceilalți colegi nu mai sunt și Dumnezeu să-i vadă înalți, pentru că și-au adus prinosul necesar ca noi astăzi să sărbătorim 25 de ani de existență a Federației noastre. Eu personal aș dori să fac câteva referit la modul de evoluție a Federației. Federația noastră a fost o necesitate. CR-urile, așa cum s-a reținut, au fost în număr restrâns la data când s-a înființat Federația. Astăzi suntem peste 146 de asociații ale carpurilor, ale pensionarilor, cu peste 1.400.000 de oameni care participă în mod nemijlocit
la continuarea problemelor sociale, economice ale țării noastre în momentul de față. Nu intru la mănunte prin ce mijloace și pârghii ajutăm chiar organele de stat în derularea activităților sociale în țară la noi. Dar organizația noastră, federația noastră, este o organizație strict necesară și în etapa care urmează și trebuie să manifestăm o unitate de solidaritate a noastră ca să nu se destrame această federație. Dacă am ajuns la 25 de ani să vorbim numai astăzi despre condițiile de creștere a competenței organelor noastre, ale federației și ale CRE-urilor, pentru că până acum nu am avut asemenea momente de pregătire și creștere a managerului în conducerea CRE-urilor. Această acțiune în care noi suntem implicați astăzi, ea trebuie să se regăsească și la nivelul CRE-urilor, pentru că e nevoie, cum spuneam, și de unitate și de solidaritate, dar și de îmbunătățirea a actului de conducere al organizațiilor noastre. Pentru că pe aici, pe acolo, poate nu e bine să facem bilanțuri negative astăzi când sărbătorim 25 de ani, dar cred că este bine să subliniem că mai avem multe de făcut pentru cei peste 1.400.000 de oameni pensionari, dintre care un număr foarte important se regăsesc cu venituri sub 800 de lei. Nu fac nici echivalentul la cei 800 de lei ce însemnează coșul zilei, nu fac nicio referire la acest lucru, pentru că știm cu toții cu ce ne confruntăm. Este rușine astăzi să vină cineva să blameze federația noastră pe cei 146 de organizații care rezolvă în mod responsabil problemele oamenilor. Problemele celor care duc lipsă pe toate planurile. Domnul președinte la protecția consumatorilor este unul din colaboratorii noștri vechi, numai eu știu că de când am semnat protocolul cu dânsii, este mereu alături de noi. Ați observat că nu lipsește la nicio întâlnire de-a noastră. Pentru că astăzi am aflat un lucru foarte important pe agenda de lucru a dânșilor. Asigurarea și garantarea fondurilor noastre este o protecție socială, este o necesitate și dorim ca acest lucru să se implementeze în politica economică și socială a țării noastre. Să se înțeleagă că banii aceștia sunt ai indivizilor care compun această organizație. Ca președinte al Asociației CARP Speranța Lumetoară, de 20 de ani, transmit federației noastre numele colegilor mei, a organizației care numără peste 10.500 de membri, transmit succes federației noastre pentru activitatea de viitor și să obținem rezultate cât mai multe în folosul celor peste 1.400.000 de membri. Eu vă mulțumesc încă o dată pentru tot ceea ce ați făcut. Mulțumesc! Rog pe domnul privicepreședinte Pascu Ștefan, președintele CARP Ploiești, să ia cuvântul. Mulțumesc! Da, astăzi sărbătorim 25 de ani de la înființarea Federației Naționale România a CRP-urilor din România. Dacă ar fi să facem o retrospectivă a activității federației, constatăm cu plăcere că
că s-au obținut rezultate remarcabile în această perioadă, în cei 25 de ani. Și când spun, aceste rezultate nu au venit la întâmplare, ci au venit dintr-o planificare a muncii, printr-o organizare perfectă și printr-o strategie cu obiective concrete, care puse în practică a adus la aceste rezultate, ceea ce a făcut ca misiunea Federației, și poate să confirme doamna Dana Niclescu, dacă am spus bine, misiunea Federației, asta constituia un test al nostru de mâine. Misiunea Federației a fost îndeplinită aceea pentru perfecționarea activităților noastre, pentru asigurarea intereselor membrilor CRP și pentru o protecție socială a membrilor noștri cu adevărat. Se impune din partea noastră ca în continuare să găsim noi canale de comunicare între Federația Națională și CRP-urile din țară. Asta constituie un subiect foarte, foarte important. Și să avem tăria noastră, a fost vorba mai devreme, să avem tăria noastră să punem punct denigrărilor de partea unor așa zis parteneri ai noștri. Cum ar fi, de exemplu, să-i simplim pe aici Consiliul Național al Persoanelor Vârstnice, care cu orice prilej găsește să ne denigreze și să ne servească din prestigiul nostru pe care l-a căpătat cu greutate. Este cazul să ne raportăm la un nivel superior, să ne impunem punctele noastre de vedere în fața autorităților locale și ale statului. Și noi, pensionarii constituiți în asociații, cum e la nivelul Federației Naționale, a CRP-urilor, suntem o forță și putem să influențăm unele decizii ale autorităților locale și ale statului. Și de aceea, spun și repet, suntem o forță pe plan național. Aș vrea să fac o mică referire foarte însemnată la proiectul pe care se desfășoară în aceste zile, care se află la a doua sesiune. Acest proiect, care se numește Vârsta a prioritate pe agenda publică, este foarte important. Și de ce spun acest este foarte important? Prin tematica pe care o dezbatem în aceste zile, e a doua sesiune. Și când spun că are o semnătate deosebită, aici noi, Consiliul Director, care suntem participanți la acest proiect, învățăm foarte mult. Modul de a comunica, modul de a conduce mai performant, fie la nivelul Federației, fie la nivelul CRP-ului în țară. Și pentru mine personal vă spun că este foarte important această participare. Să vreau să fiu un pic absent la aceste discuții, acest seminar, nu pot, pentru că prin prezentarea Dana Niculescu te face să fii tot timpul atent și să parcurgi ceea ce mi se prezintă. În încheiere doresc să afirm că Federația Națională, prin activitatea sa, și-a îndeplinit misiunea, iar ea va fi în continuare dădătoare de speranță pentru membrii noștri ARP, prin protecția socială asigurată în mod complet. Vă mulțumesc foarte mult! Aș vrea să vă propun un lucru foarte concret referitor la ceea ce a zis domnul prim-vicepreședinte cu privire la implicarea pe care ar trebui să fie mai mare a caselor de ajutor reciproc personal la nivel județean. Pe lângă fiecare prefectură, Consiliul Județean și Primărie, sunt niște comisii de dialog social. Dacă doriți dumneavoastră și considerați că aveți anumite persoane care vor și au pregătirea și doresc să se implice, prin federație puteți să trimiteți listele acestor persoane pentru fiecare județ, le prindem în listele organizației noastre la fiecare județ și astfel persoanele respective să se implice concret, direct, în toate ședințele de Consilii de Dialog Social, în toate minutele, pentru a putea avea nu numai teoretic o forță, ci foarte clar și aplicat. Este o propunere foarte concretă, depinde de dumneavoastră să trimiteți aceste liste și imediat le notificăm către fiecare prefectură, Consiliul Județean și Primărie. Noi le comunicăm scris la toate casele de ajutor reciproc. Ați primit, domnule, ați primit mail-ul de la noi cu Banca Națională, știți că am discutat. Am și spus, le-am și trimis la Comisia Europeană, la Senat, la mail-ul. Da, aveți punctul de vedere și am trimis la absolut peste tot. Da, vă mulțumesc frumos. Și avem o întâlnire de dialog cu Banca Națională a României. Săptămâna care vine o să vă anunțăm să facem și o discuție directă cu Banca Națională. Păi, poate ar trebui să spuneți câteva treburi, că e foarte important pentru noi, referitor la problema asta. Noi am trimis acest punct de vedere cu privire la fondul de garantare din perspectiva caselor de ajutor reciproc, fiindcă noi considerăm că este o problemă și de protecția consumatorului, a tuturor celor care sunt membrii dumneavoastră.
Și din această perspectivă am luat legătură atât cu Fondul de Garantare, care chiar în clădire cu noi și este chiriaș la noi, cu Banca Națională a României, Senatul, Camera Deputaților, Președinția, Comisia Europeană, iar săptămâna care vine vom avea o întâlnire în care o să invităm și conducerea la o discuție directă cu Banca Națională, iar astăzi, la ora 2, avem exact pe tema aceasta o întâlnire cu Autoritatea Națională de Protecție a Consumatorilor, să-i determinăm și pe ei să iau o poziție, fiindcă e o problemă nu pentru unul, pentru doi, discutăm de 1.400.000 de oameni, discutăm de un sistem care funcționează dinainte de 1989 și sperăm și trebuie să funcționeze neapărat și înainte. În rog, domnul prim-vicepreședinte Algu. O să încerc să fiu mai scurt pentru a ajunge domnul mai repede la cuvânt și aș începe prin a spune că apreciez și eu calitatea muncii desfășurate în federație și mai ales cele prezentate, probleme care, în mod sigur, vor fi transmise și celor peste 30.000 de membri care avem noi la Moinești, în cele 35 de sucursale, vom face ca ceea ce este pozitiv și s-a prezentat la această adunare să ajungă la majoritatea membrilor noștri, pentru că noi, cel puțin în zona Moinești, practicăm un sistem de a ne întâlni în preajma zilei de 1 octombrie, Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, cu majoritatea membrilor asociației. În acele 35 de sucursale avem ședințe anuale prin care ne prezentăm activitatea, ascultăm propuneri și facem și anumite premieri a celor care au sărbătorit 50 de ani de la căsătorie sau 60 de ani de la căsătorie și mai ales pe toți cei care au trecut de vârsta de 90 de ani, anual sunt premiați din partea noastră cu mici ajutoare sociale nerambursate. Aș mai adăuga un aspect că, chiar dacă noi, asociația noastră, am aderat la Federație un pic mai târziu față de alte carpuri, aș spune că am copiat, sau mai bine zis, am plagiat și două cuvinte din simbolul multor carpuri din țară. Ați văzut carpul Omenia, e unul, multe carpuri au Speranța și în titulatura noastră a Moineștiului am zis Asociația ce are pensionari, speranță și omenie, Moinești. Deci, chiar dacă unii m-au acuzat de plagiat, mi-am cerut scuze, dar așa le numim noi și sper că cele două cuvinte simbolizează activitatea noastră ca asociație, dar mai ales a federației. Mult succes mai departe și sănătate tuturor! Bună ziua, mă numesc Blaga Cristian, sunt președinte CARP Solidaritatea cu GIR. Sunt președintele acestei CARP din 2001, iar din 2004 facem parte din federație. Suntem un CARP mic, dar cu ambiții destul de mari. În 26, 27, 28 august, domnul președinte Chioară a avut o vizită în județul Alba, vizită pe care i-am pregătit-o cât am făcut de bine. În zilele de 27-28 a fost la Cugir, împreună am fost la CARP Credite Iuși și din discuțiile purtate cu domnul președinte, la îndrumarea dumnealui și la mai multe propuneri, ne-a îndemnat să ne creștem numărul de membri în 4-5 ani la 10 membri. Eu sunt de acord cu acest lucru, împreună cu Consiliul Director, cu personalul angajat, încercăm pe cât putem. Deja am început niște acțiuni cu fluturași, am făcut fluturași în cerc, începem să-i dăm prin poștă, să-i distribuim în județ și încercăm să realizăm această problemă. De asemenea, domnul președinte ne spunea când a fost la Cugir, băi, să vii la instruire la carpomenie. Mai întâi mai serios, de la altă ieri ne aflăm aici cu contabila șefă. Ieri am stat aproape 5 ore în discuții cu directorii adjunți pe probleme de caserie, casier zonal. Am învățat destul de multe, am primit materiale și încercăm să facem totul ce este posibil. Vorbindu-se mai înainte despre Consiliul Național al Persoanelor Vârstnice, săptămâna trecută încă eu mai făceam parte
Consiliul, din comitetul ăsta consultativ la nivel de județul Alba. Am fost la ședință săptămâna trecută. Nu știu dacă luna viitoare voi mai fi sau nu. Dar de la niște colegi care făceau parte din Consiliul ăsta, îi auzam discutând pe margine, zicea, băi, ăștia zice, de la CRU nu ar avea ce căuta cu noi. Deci, mă gândesc că intenția e peste tot să... Cum zic, eram în comitetul consultativ săptămâna trecută, nu știu ce va fi mai departe. Apreciez activitatea federației, conlucrez foarte bine cu domnul prim-vicepreședinte Morariu, care răspunde de zona noastră. Am făcut schimburi de experiență, chiar și anul acesta am fost la Satul Mare, am fost la Zalău. Activitatea este bună a federației. Prin munca noastră încercăm să facem o activitate și mai bună. Vă mulțumesc! Pentru promovarea membrilor sau noilor membri care să vină în rândul dumneavoastră, eu vă propun un lucru foarte concret, mai ales că vine 1 octombrie, ziua persoanelor învârstnice. Vă punem la dispoziție 100.000 de flyere, dați-ne ce să conțină, vi le trimitem dumneavoastră să le diseminați, le tipărim noi, dați-ne doar ca să ajungă cât mai mulți oameni să fie alături de dumneavoastră, vă ajutăm noi cu tot ce înseamnă tipăritul și distribuitul pe fiecare carpa a 100.000 de flyere. Mulțumim, noi trebuie să ne personalizăm pentru fiecare casă de ajutor reciprocă pe ziua. Sunteți de acord? Da. Această problemă? Vreau să personalizăm după un model pe care îl avem, o să spunem acolo carp cu huși, carp... Și apropo de schimburile acestea de experiență, eu invit pe toți președinții de carpuri care doresc să vină la Carpomenia, să vedeți ce facem noi, dar puteți să mergeți și la alte case de ajutor reciproc. Puteți să mergeți, de exemplu, la Moldova, cel din Moldova, la Carbuhuș. Buhușul este un orășel sărac cu 12.000 de locuitori, dar cu 24.000 de membri. Are servicii foarte multe. Și alte case de ajutor reciproc sunt care au servicii multe, pentru că, încă o dată, puterea și bogăția unui carp stă în numărul de membri. Numărul de membri crește prin servicii, nu numai prin împrumuturi. O rog pe doamna președintă de la Carp Târgoviște, Chițu Elena, să ia cuvântul. Bună ziua, stimați colegi, stimate domnule președinte, Carpul Târgoviște, pe care îl reprezint, are peste 21.000 de membri. Noi ne aflăm în federație de la începutul înființării federației și nu numai Târgoviște, și celelalte carpuri din Târgoviște. Deci de când a luat ființă cu președintele Cristică, cu președintele Tatu, acum cu domnul președinte Pacu, de mai mulți ani, cu domnul președinte Floare. Un lucru îmbucurător că federația noastră a atras foarte multe carpuri. La început erau foarte puțini colegi și îmi amintesc că de prima întâlnire cu cei de la care astăzi sunt în Consiliul Național al persoanelor vârstnice, încercau să ne atragă. Să ne atragă să participăm cu fonduri 3% din venituri. Ținte foarte bine acest lucru și au întrebat ce ne oferă pentru ceea ce cer. Bineînțeles că n-au știut să ne spună, n-a dat un răspuns, că aveau nevoie la început, cu înființare, le trebuiau multe și de toate. Ce remarc? Că federația noastră s-a făcut cunoscută peste hotare și asta e un lucru nemaipomenit, datorită conducerii federației și a domnului președinte, datorită cunoștințelor și prietenilor, cum este domnul președinte de la Protecția Consumatorului, așa, dar o nemulțumire care o avem și cred că sunt în asentimentul dumneavoastră al tuturor, legat de garantarea ceea ce am vorbit mai devreme, ceea ce ați vorbit dumneavoastră mai devreme, mă bucur nespus că vreți să ne susțineți, pentru că noi, carpurile, facem protecție socială. Deci un bătrân nu se poate după 65 de ani să meargă la bancă. Banca nu-l mai primește. Carpul și la 90 de ani, dacă are nevoie de bani, și la 90 de ani vine la ce are și fac
face împrumut și își rezolvă problemele, nu neapărat ale lui, ci ale familiei. Că avem foarte mult și cunoașteți tot situația în care bătrânii vin și fac împrumuturi pentru copii, pentru nepoți, pentru cheltuieli, pentru facultăți, pentru școli, diverse, diverse. O altă problemă care este foarte deranjantă, că domnii de la Consiliul Național al Persoanelor Vârstnice ne-au exclus, fără să se gândească, că reprezentăm persoanele de vârsta treie. La ultima ședință am aflat prin delegatul de la Târgoviște, domnul Roma, că au spus că numai 10% din persoanele vârstnice sunt la noi, restul nu sunt. Ceea ce este o mare minciună, dar așa este. De ce? Pentru că noi reprezentăm persoanele vârstnice. Că avem și membri la CEAR din familiile persoanelor vârstnice, dar marea majoritate sunt bătrâni. Noi am primit și o situație, ne-aș cerut dumneavoastră un chestionar și se poate acest chestionar prezenta la Ministerul Muncii, doamnei ministru, colegul meu, domnul președinte Diaconescu, făcuse o discuție, dar atunci erau în alegeri și promisese doamna ministru că, vai, o să ne ajute și legat de modificarea legii 540, care ați amintit-o și dumneavoastră și cred că sunt în asentimentul dumneavoastră al tuturor să luptăm împreună, așa cum am făcut adrese oficiale de la fiecare car, că am primit, așa a fost recomandarea domnului președinte, să-i bombardăm cu adrese, ca văzând aceste adrese mai multe de la car, să-și dea seama că într-adevăr suntem o forță, dar mai mult, că dacă nu ne sprijine nimeni, dacă nu avem pe cineva care să ne sprijine, nu rezolvăm nimic. Deci, cred că dumneavoastră, domnule președinte, veți fi primul care ne veți da concursul. Felicit conducerea Federației, vă doresc an mulți și fericiți, la mulți ani tuturor pentru această aniversare de 25 de ani de la înființarea Federației, să ne bucurăm cu toți de tot ce e frumos și bun pentru zilele care ne mai avem. Vă mulțumesc, doamna președinte. Așa cum a spus dânsa că nimeni nu-i dăm împrumut unui pensionar care are 60-70 de ani, dar dumneavoastră știți foarte bine că pensionarii fac împrumuturi de 100 de lei noi, 200 de lei, 300 de lei pentru mâncare și pentru medicamente. Deci asta nu se știe și noi n-am reușit să impunem, să facem cunoscut tuturor românilor aceste lucruri. Adică suferim de lipsă, am spus asta și cu ocazia comitetului director, de lipsă de informare. Deci nu cunoaște lumea cine suntem, încă nu ne cunoaște. O să facem flyere și așa mai departe. Uitați-vă în ziarul Libertatea și fiecare car poate să facă contract cu presa din ziarul din localitatea respectivă și să facă o reclamă acolo contra cost. Eu am făcut cu ziarul Libertatea și de două ori pe săptămână apar acolo o reclamă cu ziarul, cu poza casei de ajutor reciproc a pensionarilor omenii, așa, federație, că sunt două reclame acolo, adică două sigle, și cu ce face casa de ajutor reciproc. Deci găsiți în ziarul Libertate. Ziarul Libertate este unul din ziarele ieftine. Și în fiecare lună primesc, adică am făcut contact în fiecare zi câte 50 de ziare, le plătesc eu, le dau pensionarilor și de două ori pe săptămână apare această reclamă. Puteți să faceți dumneavoastră la nivel județ sau la nivel central puteți să faceți treaba asta, pentru că Libertatea este cel mai citit ziar pentru că e cel mai ieftin. O rog pe doamna președintă Ana Grigorescu de la Carp Câmpina, Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor din Câmpina, a fost acreditată ca furnizor de servicii sociale. Deci noi avem la ora actuală 5 case de ajutor reciproc, numai 5, care sunt acreditate ca furnizor de servicii sociale. Fiind furnizor de servicii sociale, poți să iei bani, fonduri europene, fonduri de la United Way, de la multe organizații din acestea, dar trebuie să ai această hârtie, această acreditare. Domnule președinte, stimați invitați, dragi colegi,
participăm astăzi la un eveniment deosebit în viața Federației Omenia, din care cu onoare face parte și CRP Câmpina, pe care îl reprezint. Din aproximativ, cred eu, anul 2006, iar eu sunt implicată ca membru în federație din 2014, când am fost aleasă președintă a Casei de Ajutor Reciproc Câmpina. Aș vrea de la început să apreciez că în această perioadă mi-am dat seama că federația nu reprezintă numai o structură organizatorică, ci se implică în realizarea acțiunilor și în sprijinul caselor de ajutor reciproc afiliate acestei federații, sprijin pe care l-am simțit efectiv prin editarea acelor manuale pentru îndumarea activității noastre, prin editarea revistelor Omenia și Apostolului Omenia, din care am luat cunoștință despre rezultatele activității colegilor noștri din țară. Apreciez rezultatele obținute de Federația Omenia, sub conducerea domnului președinte Tioaru și a Consiliului Național și, de ce să nu spunem în ultimul rând, a numărului mic de salariați pe care îl are Federația. Pentru că domnul președinte a făcut referire la Casa de Ajutor Reciproc Câmpina, aș vrea să vă informez că, într-adevăr, ne-am acreditat ca furnizor de servicii sociale. Am întocmit un dosar pentru accesare de fonduri europene. Am trecut de prima etapă, a fost admis din punct de vedere administrativ proiectul nostru și urmează acum evaluarea din punct de vedere tehnic și economic. Așteptăm rezultatele. În continuare, aș vrea să sper că Federația Omenia va da dovadă de aceeași bună colaborare cu toate carpurile din țară, că va sprijini în continuare în același mod carpurile și, în cuvântul meu de încheiere, rog ca toți colegii președinții ai carpurilor să ne unim în jurul Federației Omenia și să realizăm mai multe activități, pentru că numai uniți vom putea face față tuturor cerințelor activității noastre. Doresc multă sănătate, succes în activitatea membrilor conducerii federației și a tuturor colegilor din țară. Dacă cineva dintre președinții de CARP, deci nu membri ai comitetului director, cineva dintre președinții de CARP mai dorește să ia cuvântul. Cine dorește? Rădăuți! Stimați invitați și onorată conducere, reprezint CRP-ul Rădăuți din județul Suceava. Sunt președintă acolo doar de 5 ani de zile, dar membră asociația noastră, este membră a Federației Omenia din data de 2000, deci avem 15 ani de când suntem membri acestei federații. Atât eu cât și ceilalți președinți din înaintea mea s-au bucurat întotdeauna de sprijinul domnului Doaru, de ceilalți președinți care au fost înainte. De ce spun acest lucru? Pentru că și eu, de când sunt în această conducere, am apelat de multe ori la conducerea unor membri din Consiliul Director, de asemenea la domnul secretar, la domnul președinte. Nu pot, ca în această zi omagială, să nu mulțumesc nominal celor care ne-au ajutat pe noi și cred că nu numai pe noi, chiar și pe ceilalți care suntem niște ceareuri mai mititere, zic eu, care nu avem decât câte 50-60 de ani, nu ne putem ridica totuși la nivelul celor care au peste 100 de ani. Și aș vrea să mulțumesc, în primul rând, domnului președinte Chioaru, de câte ori l-am sunat la telefon să îmi dea o lămurire, întotdeauna mi-a răspuns cu foarte multă bunăvoință. De asemenea, la domnul secretar general, la domnul Bădărău, întotdeauna am dat un telefon, pentru că la noi au fost niște situații un pic mai încurcățele. De asemenea, la domnul președinte Săvulescu și, nu în ultimă instanță, și la doamna Chițu, de multe ori am apelat la dumnea ei, și la doamna Ungureanu de la Iași, pentru că ele au o experiență vastă și întotdeauna ne-a ajutat. Dar pentru că suntem acum în acest ceas omagial de 25 de ani a Federației, eu zic așa cum este la noi acea cutumă românească, că astăzi s-a împlinit și s-a realizat acea
verighetă de argint a acestei federații. Și dacă domnul Claru a fost indulgent și a fost un om, un președinte de mare omenie atunci când o serie din președinții noștri s-au retras din această federație și a reprimit din nou în această federație, deci are un merit deosebit de a coaliza și de a aduna în jurul dumnealor acest consiliu și consiliul director, care a știut să-i readucă pe acei președinți care acum 3 ani de zile au zis că e mai bine să firimițăm ceea ce este un întreg, ceea ce noi, dacă o să ne unim din nou și o să mai atragă încă federația cât mai mulți ce are, de la ce are și ce are B, atunci noi vom fi o forță și vom apela la toate organele conducerii de stat, prin care vom avea și rezultate pentru, într-adevăr, pentru implementarea și acestui proiect european care se referă la activitatea socială a celor vârstnici. Eu doresc din suflet și vă doresc și dumneavoastră și în special acestui Consiliu Director să ajungem cu multă sănătate și cu bucurie la acel inel de aur care e, o să fie peste 50 de ani, dar într-o forță, cum spun eu, dublată. Am mandatul Consiliului meu de conducere să le urez la toți în această seară, atât Consiliul Director în frunte cu domnul președinte, dar și celorlalți președinți, multă sănătate, fericire și putere de muncă în realizarea tuturor sarcinilor noastre, a noastră și a dumneavoastră. Și aș avea o propunere, domnului președinte, pentru acest program de AIG, aș zice în felul următor. Să organizăm, poate în perioada de iarnă, dacă nu se poate mai repede, să organizeze dumnealor, să fie într-un cadru cât se poate de organizat, să facem niște schimburi de experiență, așa cum s-a spus, să mergem și noi, cei care n-au văzut încă Bruxelles, să vedem cum se realizează acolo aceste activități de protecție socială a oamenilor de acolo și nu cu bani de la federație, nu cu bani de la CRE-uri, ci fiecare președinte care vrea să meargă în dar, să pună el banii lui, dar să avem un sistem organizat, să fim acolo bine primiți, că altceva este când mergi și ești primit de un for superior de organizație și putem și noi să vedem, să venim la noi și să facem și noi cât mai multă popularizare. Eu închei și mulțumesc încă o dată tuturor celor care m-au ajutat și la rândul nostru să putem promova tot ceea ce înseamnă activitatea oamenilor vârstnici. Vreau să-i mulțumesc în special domnului director de la Protecția Consumatorului, dacă o să ne ajute ca să putem într-adevăr să avem asigurate aceste depozite, noi nu o să pierdem oamenii. Eu vă spun, mă confrunt acum cu niște situații la noi, oameni mai în vârstă, care au zis, am văzut la televizor, am auzit că fondurile dumneavoastră nu mai sunt, fondurile noastre nu mai sunt sigure. Au venit la noi și chiar s-au rugat, doamna Marcu, spuneți-mi vă rog, și chiar la contabilă, noi avem asigurate acești bani pentru bătrânețele noastre, pentru mormântare? Sau noi o să fim puși în situația să nu avem acești bani? Și să știți că s-au retras o parte din acești bătrâni și încă o dată să ne ajutați și la pensie, așa cum vă rugați și ceilalți la direcția pensiilor, pentru că cine rămâne restanțier la noi la ceare? Vă spun, cei care au pensiile, nu cum se spune de cel 37% care are 800 de lei. La noi rămân restanțierea cei care noi îi ajutăm, care au pensii, estimaților, de 350 de lei. Și vin de împrumută 100, 200 de lei și tot acești oameni sunt cei care sunt restanțieri. Și când o să le mai dublăm încă la acești, le umflăm buzunarele, cum se spune, la acești recuperatori, care, bineînțeles, că nu doresc decât punga lor și buzunarul lor, iar bătrânii săraci vor fi de două ori umiliți, în primul rând, și apoi jăcmăniți, cum s-ar spune, de acești bani pe care și așa sunt puține. Eu vă mulțumesc încă o dată și mă mulțumesc, mulțumesc domnului director, domnului președinte, că tot îi spun director, că mi-a dat această ocazie să vorbesc în acest plen. Încă o dată, sănătate și fericire multă la toată lumea. Vă mulțumesc.
toate cuvintele spuse au fost cuvinte de înțelepciune, de fapt toți suntem înțelepți datorită vârstei și experienței. Eu l-aș ruga pe domnul Zavodnic Mihai. Noi am fost prieteni, ne-am certat, iar ne-am împăcat. Domnul președinte, haideți, vă rog, și spuneți două vorbe de bune, de rele, cum vreți dumneavoastră. Dânsul este președintele CARP-ului Câmpul Lung Moldovenesc. Sunt președintele CARP Câmpul Lung Moldovenesc. Vreau să colegii din țară, cu directorii, că am avut o perioadă de declin când am retras din federație, însă analizând activitatea noastră, am cerut din nou primirea în federație. Domnul președinte și consiliul director a aprobat această cerere. Cu dragă inimă. Și vreau să vă informez că chiar eu, Câmpul Lung, este situat undeva unde se agață harta în cui și avem o activitate destul de bună, aș zice. În primul rând am reușit să avem un cabinet medical dotat cât de cât corespunzător, cu medic angajat, contract de muncă de petrecere. De asemenea, asigurăm toată gama de ajutoare sociale care e posibilă, inclusiv de contări de analize. Vreau să vă informez că am și o farmacie naturistă, am un protocol semnat cu câteva firme de prestigiu din țară, care pentru pensionarii noștri ne dau un discount de 20% la toate produsele. De asemenea, am un protocol semnat cu laboratorul Sinevo de analize, care la fel pentru toți membrii CARE, pensionari, le asigură un discount de 20%. Pentru cei cu pensiile mici, sub 700 de lei, noi decontăm încă 50% din valoarea costurilor care sunt la acest laborator privat. Ce vreau să vă spun? Deocamdată activitatea CARE-ului Câmpul Lung și a federației noastre, că cunosc destul de bine, în primul rând cu secretarul general, țin mereu legătura, că am fost colegi de serviciu, am mâncat, să zic așa, aceeași pâine prin diverse activități care le făceam pe, în vremurile celelalte, trecute, și orice problemă am, discut ca să nu deranjez președintele, pentru că are multe probleme pe cap, discut cu Georgica, că așa ne respectăm noi, și el mă informează cu toate problemele. Vă mulțumesc! Vreau să vă spun că ușa noastră a federației este deschisă pentru toate casele de ajutor reciproc ale pensionarilor existente în România. La toate casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, chiar dacă nu sunt din federație, chiar dacă au plecat din federație, noi le trimitem reviste la cei care au contribuit, au înființat federația, deja le-am trimis diplome, aniversare și știți vorba aceea al moșilor roate, unirea face puterea. Deci trebuie să fim uniți și să știți că și unii zic, domnule, să nu ne amestecăm cu carurile. Am avut discuții pe tema asta în cadrul Comitetului Director al Federației. Avem același cel. Și un carul, și fetcarul au aceleași probleme și am încheiat niște protocoale cu cele două organizații, am trimis scrisori comune și o să continuăm treaba asta. Și gândiți-vă că noi, cei care conducem casele de ajutor reciproc și Federația Națională, trebuie să găsim căi de legătură și mijloace în fiecare județ să luați legătura cu carurile acestea de credit, fie că sunt de la FedCar, fie de la un car, pentru că numai împreună noi reușim să rezolvăm probleme. Și indiferent că noi ne unim sau nu ne unim, pensionarul sau salariatul tot merge, poate să meargă și acolo și la noi dacă este bine tratat sau poate să plece de la noi să ducă la car credit dacă nu este tratat ca atare. Dacă dintre dumneavoastră, președinții de case de ajutor reciproc, mai dorește cineva să ia cuvântul?
Da, vă rog, veniți aici. În mod normal, să zicem, în iunie, în ultimul, să zic, 2 ani de zile, apele au fost foarte culturi acolo, mai precis de la vechea adunare generală, deci am putut să vă informez, n-am vrut nici în trecut, până nu s-au limpezit apele, am fost primat și în tribunal, până la patru, motiv că n-am și fost alegerele corecte, nu intru la mănânt că acolo vechiul coleg al meu s-a făcut într-un fel de râs, îmi pare foarte rău, dar vrut să colaborăm ca să ne ajungem pe acolo. Astăzi tot Consiliul suntem noi, 3, cei 2 consilieri sunt oameni veți, propuși de dumnealui, cu care mă înțeleg. Vă dați seama că în 2 ani de zile lucrurile au fost tuburi, noi am putut să ne menținem pe linia de plutire, chiar de ședetul de anul ăsta este ceva mai mult decât am trecut pe această perioadă. Am avut fluctuație de membri, tocmai datorită și acestui lucru, să zică mai puțin, dar și de situația în care am găsit acolo la câteva localități. Nu e meritul meu, meritul meu este că am insistat, dar celălalt personal a reușit să scoatem de acolo și în linii mari să nu mă lungesc. În 2 comuni, dintre care una foarte aprigă, au fost abateri extraordinare. Dosarul de fapt a apărut acum la poliția Târgoviște. În jur la 80 de abateri s-au constatat, poate mai fi între ele, că mai sunt câteva, dar ăsta a fost grosul, cu delapidare, să zic eu, de vreo 540 de milioane. Meritul celor de acolo și insistența mea cu riscul am întârziat puțin dosarul, câteva luni am avut eu într-un fel aprobarea celor de la poliție, mi-am scos banii aceștia 540. Cu niște copii, cu angajamente, cu note de relații, ca pe timpul, am reușit să recuperăm acest bani. Dosarul este aproape nul. Dacă vrea pe cei vechi, că e vorba de casierul de acolo, ca să înțelege, nu au fost implicați, cel puțin până acum, salariații de acolo, n-au fost implicați, au muncit foarte mult și am reușit deci să recuperăm acești bani. Urmând acum hotărârea, dacă vrea poliția să o facea fată, să o premieze, să o premieze. Din punctul nostru de vedere, omenește, înțelege că am făcut ceva. E zi de festiv și transmit prin... Scuzați că n-am dat o bună ziua, e transmit în dumneavoastră tuturor membrilor carte din țară un succes total și un sprijin de la om la om. Asta știți ce spun. Îmi pare rău că trebuie să spun acest lucru, de la federație, nu pot, că de fapt asta am fost. Eu provin din CFR, am lucrat undeva unde nu prea am putut să păstrez tăcerea. La noi, în Titu, a apărut un băiat foarte cu minte și nu e rău, dar a apărut în această perioadă tulbure care, într-un fel, a dus la plimbarea aceasta de membri. E un fel de sucursală, scuzați-mă imediat, un fel de sucursală cu numele de omenia, nu de încredere. Dumneavoastră poate știți mai multe, probabil telefonii vă să vă spun mai multe. Vă mulțumesc. Ca număr de membri și ca tot, ca număr de membri. Aveți 2000 de membri. Da, medie, deci ne-am recuperat de cei plecați. Domnul Vasile, vă mulțumesc. Pentru să vreau succes în muncă. Rog pe domnul președinte Diaconescu Dragomir, membru al comitetului director, să ia cuvântul. Deci, la această aniversare nu pot să nu vă rețin și o atenția cu câteva cuvinte. Deci, de-a lungul a 13 ani de când sunt președinte, ne-am implicat în construirea acestei federații. Îmi spun că ne-am implicat, mă gândesc la Carcu Speranța din Crucioasa și de-a lungul timpului am fost alături de prietenul meu George Chioaru, respectiv actualul președinte, prin diferite manifestări care s-au făcut la Suceava, la Român, la București și
și în alte părți. La Tăiuși. La Tăiuși, da. Și nu mai vorbesc la în alte, în foarte multe părți. Pentru că am intuit în persoana lui un om care poate să facă ordine și să se implice în activitatea federației noastre. Aș vrea să vă spun că în această federație am avut onoarea să cunosc oameni deosebiți, pe care mă uit cu satisfacție în sală și salut pe toți, de la care am avut ce învăța atâta timp cât am fost în schimburile de experiență prin țară și mă bucur foarte mult când văd că s-au primenit o parte din președinți care la ora actuală sunt foarte multe femei președinte de CARP. Am aici două colegi, pe Lidia Dan de la Arad, Bucureanu Elena de la Iași, doamna Grigorescu, ați văzut-o de la Câmpina, doamna Ghițu de la Târgoviște, doamna președinte mai nouă până aici de la Bucuși. Și alte lucruri, Marco, Ana, bine, nu mai vorbesc, ea s-a recomandat că e de 5 ani, are o anume vechime. Ca să mai vorbesc că sunt foarte multe contabile șefe. Sunt mai mulți președinte de comisie de cenzură, casieri și așa mai, salariați, pe care noi ne bazăm și avem rezultate deosebite. Pe toți îi salut în mod deosebit și sunt onorat că am lucrat împreună atâția ani. De asemenea, nu pot să omit colaborarea cu membrii federației. Am aici cu Alina Perjeu, contabilul șef al federației noastre, cu domnul Georgica Bădărău, deci secretarul general și așa mai departe, colegii din Consiliul Director, foarte mulți prieteni din țară, deci care ne-am vizitat și am schimbat opinii care eu consider că în viața CARP-ului Speranța din Cuceasa au însemnat foarte mult, putem să iau decizii, să luăm decizii foarte importante. Invit pe toți ceilalți colegi din țară la Cuceasa pentru a purta discuții în legătură cu viața noastră a membrilor acestei federații. Las la urmă unele probleme care ne frământă în mod deosebit. Negarantarea depozitelor, care am scris de la nivel de președinte al țării până la Camera Deputaților. Toată lumea se ascunde în spatele unei directive europene. Pe unde trăim noi? Nu trăim în România? Nu chiar n-a venit niciun cuvânt, guvernul, Ministerul de Finanțe, Guvernatorul Băncii Naționale, adică sunt 5 milioane de pensionari, da? Dintre care cel puțin noi avem 1.400.000, sunt și de la alte capuri, care au ultima depunere și a pus el acolo bănuțul ăla din pensia de 400 de lei, să aibă la mormântare familia. Deci ăștia nu-i mai garantă? Nu se poate așa ceva. Ce țară e asta? Am în vedere faptul că s-a modificat codul de procedură civilă și pentru o mână de executori judecătorești, onor Camera Deputaților, a întors legea aceste 40 și contractul de prut nu mai e pentru executori. Ne trimite acum la un punct de executori judecătorești ca să iardă pe restul de pensionari, zice ei, comisioanele și știți dumneavoastră bine ce se întâmplă. O spun foarte deschis și mă iau la trântă cu oricine. Nu se poate așa ceva, domnule, să se întâmple în România și noi să rămânem pasivi. De asemenea, tot un onor, cum îl cheamă domnul Pioară, de la PSD, actualmente promovat ministru, face o informare că noi, membrii caselor... Nica Marius. Nica Marius. Cine mai ești Nica Marius? Voi fi tu ministru și altceva. Dar nu se poate să faci referire că membrii
caselor de ajutor reciproc nu sunt pensionari, nu pot să facă parte din Consiliul Național al Persoanelor Vârstnice, domnule. Nu este organizație de pensionari. Nu este organizație de pensionari. Cum se poate, dumneavoastră? Doamna ministru Prump, eu le spun, bă, am avut discuții cu dânsa și la Pucioasa, că e deputat de Pucioasa, așa, s-a scurtat tot în spatele la treabă. Ce înseamnă? Eu vă le-am luat în bilanț numai trei lucruri care sunt nori negri, care s-a bat asupra noastră. De câte ori mă duc la județ, la Dâmbovița, la Consiliul Consultativ sau la alte chestiuni, domnule, dumneavoastră pensionare, sunteți părinții noștri, dumneavoastră ați construit țara asta, da. Ne-ați lăsat-o, vă purtăm un respect deosebit. Ce respect ne purtați? Ce respect că ne loviți pe toate părțile? Îmi cer scuze că m-am aprins un pic, dar nu se poate. Trebuia să spun un of, așa pe care pensionarii resimt. Da? Și acum, o mică chestiune aș vrea să vă spun, ca o chestiune care am folosit-o noi în practica de anul ăsta și am scos la lumină un pic rezultatele, am dat de 5 ori fondul social împrumut. În situația asta am mișcat un pic banii care stăteau pe dobânzi de nimic în bănci și negarantate. Da? Și în situația asta pensionarii s-au adresat la noi și am scăzut și dobânzile sub 10%. Deci am făcut două mișcări de astea foarte curajoase și deci nu numai de când a apărut scrisoarea Ministerului de Finanțe cu intenția de a nu garanta depozitul. Am făcut-o de la 1 ianuarie. Și lucrurile merg. Așa că vă aștept la Pucioasa. Cine are posibilitatea să vină, ne dă telefon. Avem hotelul nostru al pensionarilor, casa sanatorială, deci hotel de două... Deci cine vrea să stea mai multe zile? Hotel de două stele, foarte bine întreținut, așa avem și posibilitatea să acordăm masă la prețuri modice și așa că vă așteptăm la dialog și la alte chestii. Vă doresc la toți multă sănătate și tot ce vă doriți în activitatea viitoare. Domnul Ioaru, sunt am ales anul ăsta, încă o dată vă doresc un mandat reușit. Dumneavoastră aveți în mape toate demersurile care le-am făcut noi pentru cele trei probleme mari, pentru negarantarea depozitelor, pentru excluderea noastră din cadrul Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice și pentru modificarea legii 540. Le aveți în mape. Dacă vă uitați pe site-ul Federației, pe Omenia TV, găsiți acolo, de asemenea și în revistă, găsiți toate materialele și toate zbaterile care au fost ale noastre. Sper să nu fie în zadar și eu am această convingere că dreptatea va fi până la urmă de partea noastră. Ne onorează cu prezența domnul Cristian Pârvan, secretar general al Asociației Oamenilor de Afaceri din România. Domnul secretar general, vă rog să luați cuvântul să spuneți câteva probleme la această activitate aniversară a noastră. Împlinim 25 de ani de la înființarea Federației Naționale România. Aveți în mapă toate documentele, vă rog. Bună ziua, e a doua oară când în acest an în care particip la întâlnirea dumneavoastră, spun ca și data trecută, din solidaritate. Însă, primul rând, deci dincolo de poziția exprimată sau anunțată, și eu sunt pensionar. Deci, ca urmare, fac parte din categoria pensionarilor din România, deschis, așa cum s-a spus, și împotriva căreia nu recuperez nicio ocazie la afirma că, totuși, datorită pensionarilor din România, avem această țară. Ce am făcut cu ea în 25 de ani, asta e altă chestiune. În special, trebuie să spune, și asta este ceea ce mă deranjează cel mai tare, când auziți, noi nu avem capital. Îmi pun întrebarea, dar în 1990, ce capital era în România? Toată lumea spune, păi ăla nu era capital. Zău, dar ce era? Ca urmare, particip, pentru că alături de dumneavoastră,
reprezentanți de membrii dumneavoastră, noi nu avem cum să abandonăm faptul că am contribuit mai mult, mai puțin, fiecare de pe poziția lui, pentru că nu toți pensionarii au contribuit nici ei în mod egal și asta trebuie să fim de acord, la tot ceea ce s-a făcut în această țară și bun și rău. Bun, ne aflăm în dispută, mă rog, deocamdată numai de idei, privind rolul pensionarilor în România. Ca și data trecută, eu am să încep cu partea care eu cred că e de optimism. Faptul că vă străduiți atâta să organizați, să asigurați minim de drepturi pentru membrii dumneavoastră, vă onorează și vă urez să faceți încă 25 de ani de acum încolo același lucru. Mă rog, sau să facă cineva pentru dumneavoastră. Ca urmare, cred că aceste demersuri sunt absolut de salutat și de apreciat. Chiar dacă, evident, că în aceste dispute vă consumați și sănătate și nervi, pentru că ele nu sunt nici simple și, la un moment dat, sunt demoralizante prin modul în care se tratează problemele. Deci, eu sunt unul dintre cei care nu sunt de acord că pensionarii sunt asistați social. Deci, aceasta este o minciună și o dezinformare crasă a unor a unei populații neinformate și needucate. De aici provin, de altfel, toate celelalte rele. În sensul că se tratează pensia și sistemul de pensii ca o chestiune de benevolență a unor factori de decizie și nu se clarifică faptul că suntem beneficiarii unui sistem pe care noi l-am ales într-un fel, dar nu avem acum cum să schimbăm din mers și nu mai avem nici puterea să o facem. Rămâne apelul și cred că rămâne și una din preocupările pe care ar trebui să o aibă toate organizațiile, indiferent cum se numesc ele, și a dumneavoastră, aceea de a găsi și metodele prin care și modificările pe care trebuie să le facem pentru a stimula activitatea pensionară. Pentru asta aici sunt persoane active pe linia organizațiilor de pensionare. Am spus-o și data trecută, tot spun și acum. Sunt încă foarte mulți pensionari care pot să muncească. Și trebuie să găsim și locurile, și modalitățile, și ce trebuie schimbat legislativ, astfel încât tot mai mulți pensionari apți de muncă, pentru că, repet, discut această categorie, dar, repet, dumneavoastră sunteți un eșantion reprezentativ și știți fiecare dintre dumneavoastră mulți alți pensionari care ar putea să muncească. Sistemul actual nu este stimulativ. Și atunci de ce să muncești dacă sistemul nu te stimulează să muncești, să rămâi un membru activ al societății? Cu toate beneficiile pentru societate, pentru că este, de exemplu, am acum exemplu zilele acestea, am avut în față un doctor oncolog care se pensionează și care, a căror relatări din mediul lui spun că va muri sărac. Pentru că n-a luat niciodată niciun ban, n-a luat niciun bolnav în oncologie. Și sistemul a marginalizat pentru simplu fapt că nu i-a putut oferi nenumăratele spații ale spitalelor noastre un spațiu în care preocupările lui de o viață axate pe, cum să spun, încheierea liniștită a vieții, respectiv tratamente paliative care să reducă durerile, care să trateze omul cum trebuie, nu au găsit răsunet în cadrul spitalului unde a lucrat o viață și el fiind el însuși un om bolnav. Mi-am pus problema că un întreg bagaj de cunoștință, de preocupări, a unui om onest, care ar putea să ajute, pe de o parte, societatea în continuare, doi, să transfere aceste informații, aceste cunoștințe, care nu le-a dobândit că a luat o valiză și a plecat cu ea. Da? Nu avem un sistem ca aceste informații să poată fi trecute într-un mod inteligent
către o generație următoare de doctori, de specialiști, de nu mă pricep, eu sunt inginer, nu sunt doctor. Deci, am acest exemplu și care acum încerc să găsesc niște soluții individuale, că așa facem noi în România. Găsim câte o chestie și ne repezim pe ea. Astfel încât un asemenea om care s-a pensionat să rămână pentru el și pentru societate un actor important și nu un pensionar tolerat. Mare importanță nivelul de competență sau tipul de competență. Dacă este reală, că e tâmplar, că e instalator, că e electrician, că e energetician, are de transferat informații. Deci dacă a fost un om competent, are de transferat informații și, din păcate, societatea noastră nu este preocupată nici de formarea de competențe, ne aflăm în loc în care procesul e valabil, nici în transferul de cunoștințe, competențe de bază, pentru că evident că au intervenit foarte multe modificări. Eu vă promit că să țin legătura cu domnul președinte Chioară în continuare și mulțumesc pentru invitație și pentru încrederea că atât cât pot și din pozițiile pe care le-am sprijin categoria pensionarilor, dintr-o problemă care eu n-am știut-o. Cred că am o idee pe care putem să o avansăm și care se înscrie într-o idee mai generală pe care o susțin eu în numele Asociației Oamenilor de Afaceri. Trebuie să cerem Guvernului ca fondurile de pensii să fie tratate ca depozite și să fie acoperite și investite titluri de stat. Deci, în loc să fac titluri de stat, să le cumpere băncile, sau să dau și un volum de titluri de stat care să fie cumpărate de casele de pensionare. Și în felul acesta, și în mod normal, ar fi și o cale în care se poate acorda și o dobândă mai mare decât la bănci, pentru că, în fapt, este un sistem indirect de a susține o categorie socială aflată, totuși, în limita de jos a veniturilor populației și se vede clar din statistic, nu? Deci, ca urmare, eu cred că asta putea fi o soluție și pentru că ați menționat directivele europene și așa mai departe, România, din păcate, a inversat slogan. Pentru cei de vârsta noastră, știți foarte bine că orice inițiativă aveai înainte de 90 se spunea că n-a aprobat tovară. Și dacă mergea până la tovară și dacă n-a aprobat tovară și dacă tovară și era la cont. Dar din lene, din frică, din prostie, din ce vreți dumneavoastră, asta era replică. Nu se poate. Acum am inversat-o, tot ce propui, tot ce vrei, îți spune directiva. Nu spune că directiva aia are doar niște linii directoare. Și că există și Comisia Europeană. Oricât de mult aș critica-o eu și aș am eu multe împotriva modului de a decide, totuși, de fond, Comisia nu vine să soluționeze fiecare problemuță. Își dă seama că este imposibil. Sunt niște linii directoare care se încearcă să fie armonizate la nivel european. Asta nu însemnează că fiecare țară în funcție de particularitățile, de problematica ei specifică, pentru că nu suntem două țări la fel în Europa, nu acceptă niște măsuri care nu distorsionează piața, nu mă aduc nu știu ce competiție, discuție și așa mai departe. Deci eu cred că asta ar putea să fie o soluție. Vă spuneam că ea se încadrează într-o gândire mai profundă, pe care tot încerc să o impun și evident că este evitată de autorități, dar aici aveți și o componentă care e mai importantă decât mediul de afaceri. Propunerea venită din perspectiva oamenilor de afaceri era că România s-a construit între cele două războaie mondiale pe obligațiuni și titluri de stat și hârtii de valoare emise pentru populație, care populația le-a cumpărat și vedeți până la toate, până la toți brokeri, poate o hârtie de asta dintre cele două războaie mondiale, obligațiuni la fel de ferată, la nu știu care. La. Da? E, deci când spune că nu avem bani, ba avem. Totuși populația are 25 de miliarde de
euro, cred că 200 miliarde de euro populația României toată are depozite. Deci avem bani. Problema e ce facem cu ei și cum îi folosim. Și atunci cred că un răspuns este acesta, sau o posibilă soluție pe care să o oferim, să o susținem și nu văd care ar fi așa multe argumente care să fie. Este un consiliu cu persoane vârstice, este o dezbatere, e o chestie stupidă, adică care neagă o evidență. Ce? Dacă e vârstice, cum ai fost bine mântuit? Care e evidență? Da, bun, asta face parte din multele noastre dispute sterile și inutile, mai ales că, hai să fim serioși, trebuie de mersurile continuate, eu cred că Federația Oamenii deja este o prezență publică indiscutabilă, că e consiliu, că nu e consiliu, e apă de ploaie, ca și la dialogul social. Și uneori deranjantă. Da, dar vreau să spun că, cum să spun, noi deranjăm ca apa sfântă, adică vorbim cinstit, nici nu mai avem mare impact, indiferent ce spune, da? Aici vine tineretul cu forța lui și cu generația lui. Asta este. Deci, eu cred că trebuie continuată de mersurile, dar nu cred că ar trebui să existe foarte mare supărare, că nu suntem acolo. Da. Vedeți-vă de drumul dumneavoastră, hai să gândim și îmi reproșez că domnul Chiar m-a invitat de mai multe ori și fi numai la festivități, dar am și eu un timp limitat și am și eu probleme care aveți și dumneavoastră. Când vă spun că sunt pensionar, nu puteți să credeți că eu sunt pensionar care nu am niciun fel de problemă. Am și eu problemele mele, inclusiv de sănătate și de familie și așa mai departe. Deci, ca urmare, poate din problematica care o adună domnul Chioar, mai discutăm, ne mai întâlnim în particular și mai vedem ce probleme, ce soluții și ce ar mai putea fi lansat în sprijinul dumneavoastră. Închei din nou prin a spune că trebuie dumneavoastră, în primul rând, în care sunteți activi, să-i îndemnați și pe ceilalți să fie activi, pentru că putem și puteți să faceți mai mult și pentru dumneavoastră, și membrii dumneavoastră, și pentru această țară, pentru că, în fapt, sunt foarte multe probleme care nu le rezolvă nimeni și le lasă să băltească și să se rezolve prin soluții punctiforme și de inițiativă personală. Mulțumesc! Domnul secretar general, vă mulțumesc frumos pentru sfaturile care le-ați dat. Profităm în sensul bun de experiența dumneavoastră și să ne ajutați. În mapă aveți niște documente, inclusiv demersurile pe care le-am făcut la toate forurile, de la Iohannis în jos, primul ministru și așa mai departe, pentru micile necazuri, că astea sunt mici, într-adevăr, pe lângă activitățile pe care noi le desfășurăm. Dar sunt deranjante. Că ne-au scos din Consiliu, că nu mai sunt dobânzile, fondurile noastre garantate, că au băgat executorii judecătorești pe firul ăsta al apelor pentru ca să fie o mână de câteva. La Bănci o bagă. Acum o bagă și la Bănci, o inițiativă nouă, că și nici contractul de bancă nu mai executori. Nu ce scuze că reintervin. Da, asistăm cu toată forța în România la tot felul de hotărâri luate la presiunea grupuri de lobby. Da? Vă dau un exemplu din alt domeniu ca să înțelegeți că sunt multe similare. N-am văzut documentul, dar se pare că nu se mai pot face cursuri de formare decât plătite din fonduri europene, decât dacă ai partener o universitate. De ce universitățile private, care eu le susțin, le-am susținut tot timpul, dar încerc să am și eu rezervele mele sau trebuie să mai băgăm și criterii, că numai așa, afacere comercială, aia nu e universitate, și prea multe au devenit numai niște afaceri și nu, mă rog, formare de oameni. În lipsă de studenți, că tot mai puțin să nasc, tot mai puțin trec bancul, atunci au făcut această acțiune de obi, că nu se mai pot organiza costuri de formare cu fonduri publice, decât dacă ai universitate. Încă o dată vă mulțumim frumos. Programul nostru s-a încheiat în această activitate festivă.